Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune, Curajul de a fi tu însuți. Tema emisiunii de astăzi este Uniunea sacră dintre bărbat și femeie. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră și așteptăm răspunsurile prin SMS la 1331. Întrebarea este: ce aduce sacralitate uniunii dintre bărbat și femeie? Am ales să discutăm despre acest aspect din viețile noastre, deoarece este un aspect foarte firesc și normal. Așa ne-a creat Dumnezeu și așa cum mâncăm, ne spălăm, ne îmbrăcăm și relația dintre bărbați și femei este un subiect firesc, normal, despre care a venit timpul să discutăm așa cum discutăm despre natură sau despre orice altceva ne face plăcere. Vreau să discutăm astăzi despre acest lucru și pentru că prea des discutăm în ultima perioadă. Nu că nu ar fi bine, dar prea des discutăm despre Nirvana, Samadhi, Kundalini, și multe aspecte pe care noi le credem foarte sus, undeva în afara noastră, și uităm de fapt pentru ce am venit acum și aici, și că este foarte important, din perspectiva mea, să ne armonizăm primele trei nivele ale ființei noastre și astfel să putem funcționa la potențialul nostru maxim, aici și acum. Desigur că voi pleca tot de la cartea mea. Băi, asta e părerea mea, Curajul de a fi tu însuți, după care am cules câteva idei pentru dumneavoastră din cartea Vindecare și Recuperare a doctorului David Hawkins, care este psihiatru și are o îndelungă activitate. Dânsul a făcut numeroase cercetări pe mulți subiecti și el explică foarte frumos și foarte clar pentru a înțelege chiar și un copil de 6, 7, 10 anișori cum este să ne calibrăm ființa pe nivele superioare, adică una este să îți fie frică și alta este să-ți propui să înveți curajul. Alta este să iubești și altceva este să urăști. Pur și simplu, automat, corpul se calibrează conform energiei pe care tu o vehiculezi și conform acele energii la care tu alegi să te racordezi. Pentru că, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, totul ține de fiecare dintre noi. Și totul pleacă de la un gând. O să mai vorbim despre gânduri într-o emisiune viitoare și chiar am să vin cu exerciții clare care să ne ajute în viața de zi cu zi. Acum, imaginați-vă că sunteți într-un loc care vă place foarte mult. Amintiți-vă de primul sărut, prima îmbrățișare și să purcedem într-o călătorie în care să recunoaștem împreună sacralitatea uniunii dintre bărbați și femeie, căci până la urmă, cu toții, am venit aici și acum, datorită faptului că părinții noștri s-au iubit. L-am cunoscut pe Dumnezeu în timpul uniunii sacre intime. În continuare, cred că această uniune este sfântă. Te unește cu Divinul. Un act intim pur este artă. Și știți de ce? Pentru că atunci creați. Sunt momentele cele mai puternice de creație, cu condiția să fie pur. Pur, adică să iubiți persoana,
să nu fie doar pentru hormoni, așa, într-o doară, cum mai spun eu. Impecabil. Acoladă. De aceea, nu cred în relațiile și în căsniciile care nu au la bază iubirea. Cum să-ți dai întâlnire cu Dumnezeu când tu nu simți Dumnezeul din celălalt? Pe cine păcălești? Închid acolada. Uniunea aceasta, ca să fie deplină și să ajungi să te simți una cu Creatorul, să știți că nu apare așa peste noapte numai că există iubire. Și aici este nevoie de multă răbdare și deschidere a celor doi către această cunoaștere, căci este o cale. Și, din perspectiva mea, cea mai frumoasă și rapidă, nu neapărat cea mai ușoară, însă mult mai ușoară. E nevoie de iubire pentru că atunci când iubești, ești dispus să înveți ce îi face plăcere celuilalt. Ești dispus să înveți împreună cu celălalt. Și în actul iubirii, uniunii, sunt multe de învățat împreună. Și e mult mai plăcut cu cineva cu care îți place să comunici și îți este drag. Bărbatul, dacă se simte iubit, va dori să afle mai multe. Femeia are nevoie să se simtă acceptată și să nu se simtă judecată. Cred că asta se poate petrece între doi oameni suficient de aplecați către spiritualitate. Pentru mine, actul uniunii este profund și sacru. Acest act este necesar a fi oferit lui Dumnezeu, ca tot ceea ce facem. Astfel veți vedea că totul capătă alt sens în viața voastră. Atunci când oferiți tatălui totul, îl faceți responsabil și el se va simți dator să vă răspundă, să fie mereu lângă voi. Când iubiți, nici nu mai rămâneți legați din punct de vedere energetic față de acea persoană. Totodată, când iubiți, distanța nu mai este o problemă. Puteți să vă întâlniți conștient în alte dimensiuni. S-a oferit o imagine greșită acestei uniuni și cred că a venit timpul să aducem la suprafață sacralitatea acesteia și să învățăm cum să facem să avem o uniune care fortifică ființa și care aliniază pe cei doi la voința divină și nu îi epuizează. La ora actuală sunt suficiente surse de informare, doar să ne dorim să le accesăm. Dacă Dumnezeu considera că nu avem nevoie de aceste părți ale corpului, nu ne creia așa. Pot să vă spun doar că a venit timpul să le folosim cu cap și inimă. Iar cine se păcălește că având mai mulți parteneri sau partenere este mai cu moț, se minte singur, pentru că această energie ne-a fost dată în primul rând pentru a accesa divinitatea din noi și a accesa Creatorul. Această energie este importantă pentru evoluția noastră spirituală. Tot ceea ce facem are legătură cu câmpul de conștiință pe care noi îl accesăm. În esență, chiar și această uniune pe care noi alegem să o facem cu anumite persoane arată nivelul nostru de conștiință și arată în esență cum este legătura noastră cu Dumnezeu. Nu putem să vorbim despre această uniune în afara lui Dumnezeu. Cred cu tărie și de multe ori l-am citat pe Steinhardt că această uniune este sacră și înseamnă uniune cu divinitatea.
E foarte important cum percepem această uniune, da? Pentru că, din păcate, societatea ne învață anumite lucruri. Și atunci, în acest moment, imaginați-vă că nu știți absolut nimic despre această uniune. Cum ați vrea să vi se vorbească despre acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne cunoaște pe noi înșine, pentru a ne cunoaște partenerul sau partenera și pentru a-l cunoaște chiar și pe Creator? Gândiți-vă că modul în care ni se vorbește despre această uniune ne va direcționa întreaga viață în legătură cu acest segment și nu numai. La ora actuală se pune foarte mult accent pe ceea ce simte trupul în această uniune și totuși mintea este cea care ne spune ce simte trupul. Pentru că trupul resimte niște senzații. Iar la nivelul câmpului conștiinței, noi trăim mult, mult mai plenar și înțelegem dincolo de ceea ce trupul simte prin senzațiile pe care le are. Conștiința este ca un ecran invizibil care se află peste tot și prin care noi experimentăm tot ceea ce trăim zi de zi, inclusiv această uniune sacră. Majoritatea oamenilor reduc uniunea la ceva fizic care vine dintr-o dorință. E necesar acum să trecem la o uniune de vibrație înaltă care ne unește cu Dumnezeu, iar acesta poate exista numai acolo unde există iubire. Cum putem să vedem frumusețea acestei uniuni și cum putem trece de la o percepție mai puțin benefică la o percepție pozitivă cu privire la acest segment din viața noastră care este foarte important, poate mai important decât actul de a mânca. Și mi-am notat cu liniuță câteva aspecte, n-am să intru în detalii, poate cu o altă ocazie, întrucât timpul nu ne permite, dar am să vă citesc ce mi-am notat eu cu liniuță, urmând ca fiecare dintre noi să medităm asupra acestor aspecte și să fim atenți în viața noastră de zi cu zi la aceste lucruri. Păi putem trece la o percepție pozitivă cu privire la această uniune atunci când nu mai avem sentimentul de vinovăție, când nu mai suntem dominați de dorință. Îl vreau acum, o vreau acum, acum că altfel nu se poate. Când nu mai folosim această energie pentru a-l manipula sau a o manipula pe cel de lângă noi, cea de lângă noi. Atunci când renunțăm la mândria de a vedea această uniune ca fiind ceva urât sau ceva de disprețuit. Putem trăi frumusețea uniunii dintre bărbați și femeie atunci când înțelegem că aceasta este expresia iubirii. Abia când ieșim din tărâmul dorinței, apare acceptarea și începem să ne mutăm într-un câmp de energie al fericirii și bucuriei. Iubirea din timpul uniunii dintre bărbați și femeie, uniunii sacre dintre bărbați și femeie, înlocuiește
dorirea lui. Deci iubirea actului înlocuiește dorința de a avea acel act, acea uniune. Iubirea nu judecă, nu există îngrijorarea legată de performanță, pentru că unde este iubire, nu există competiție. Iubirea este naturală, iubirea înseamnă puritate, înseamnă grație, inocență. Atunci și abia atunci putem vedea sacralitatea uniunii și unității, unimii dintre bărbat și femeie. Cea mai frumoasă cale de a ne cunoaște pe noi și pe cel iubit, de a cunoaște întregul univers. În starea de iubire, experimentezi de fapt energia celuilalt. Nu mai ești atât de preocupat de calitățile fizice, cum arată, că e înalt, că e gras, că e slab, că e scund, că are ochii albaștri, verzi. Nu mai ești preocupat de trupul fizic, pentru că ai trecut la un alt nivel. Te bucuri de energia celuilalt, te bucuri de prezența celuilalt, de tăcerea alături de celălalt. Bărbatul și femeia trec dincolo de personalitate. În locul experienței fizice apare sentimentul de expansiune, de a fi una cu creația și cu creatorul. Treci, deci, într-o stare de unitate, împăcare și mulțumire. Devii astfel recunoscător pentru ceea ce experimentezi și pentru ceea ce trăiești. Abia acum reușești să percepi sacralitatea relației. Sacralitatea relației dintre un bărbat și o femeie care, să știți că în momentul în care ei ajung la acest nivel, nu se mai pune problema de înșelat, de căutat în alte părți. Este o relație cu adevărat autentică, care există prin grație divină și se manifestă prin voință divină, fiind aliniată la această voință divină. Nu oricine poate ajunge acolo, nu oricine, de ce? Pentru că e nevoie de perseverență, perseverența de a înțelege ce este energia sexuală, de a înțelege cum lucrăm cu această energie, cât de sacră este această energie, este energia care ne ține în viață, care ne unește cu Creatorul. Este foarte important, chiar vă recomand să citiți două cărți. Eu le-am dat în bibliografia cărții mele. Sunt două cărți scrise de Mantak Chia și se referă la, una este pentru bărbați și cum să-și cultive ei această energie și cum să învețe să-și facă circuitul acesta energetic, iar cealaltă este pentru doamne. Recomand cu căldură doamnelor, în primul rând, să se instruiască, pentru că, așa cum am mai spus, copiii vin în trupurile noastre și e bine să ne pregătim, iar atunci când avem grijă de această energie noastră, vom atrage în trupurile noastre copii de o anumită vibrație. Deci în momentul în care am reușit să ne armonizăm cu această energie, reușim să ne armonizăm și într-un cuplu autentic, aliniat la voința divină.
De ce? Pentru că are la bază iubirea. Iubirea este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Iubirea este infinită, pentru că și Dumnezeu este infinit. Și atunci reușim să experimentăm infinitatea noastră. Pentru că, așa cum am mai spus, o am scris și în carte, din perspectiva mea, suntem fără început și fără sfârșit, suntem infiniți. Mai am o surpriză pentru voi. Știu că trec destul de rapid așa la altceva, dar vreau să vă citesc o poezie extraordinară dintr-o carte a unui bun prieten, se numește Urzeala și firul de bătătură, Secretele memoriei, pâinea noastră cea de toate zilele. Este un adevărat manual, încă nu s-a tipărit. Dacă o doriți, solicitați detalii în regie. Și vreau să vă citesc o poezie extraordinară a lui Shakespeare, desigur în traducerea bunului meu prieten. Dacă o doriți în engleză, varianta în engleză există și în carte. Și spune Shakespeare în Hamlet: ce-i omul dacă n-are alt gând pe lume decât să doarmă și să se hrănească? Un dobitoc. Și altceva, nimic mai mult. Cu siguranță, cel ce ne-a făcut cu așa largă cuprindere de minte să ne uităm înapoi și înainte, nu ne-a dat o astfel de capabilitate cu adevărat dumnezeiască pentru a o păstra, să prindă mucegai în sinea noastră. Aici este vorba de puterea pe care noi o avem prin gândurile pe care alegem să le folosim în viața de zi cu zi. V-am spus această poezie pentru că cred cu tărie că viața noastră are legătură cu gândurile pe care noi le vehiculăm cel mai des. Chiar și gândul despre uniunea sacră dintre bărbat și femeie au legătură cu modul în care apoi experimentăm această latură din viața noastră. În funcție de aceste gânduri, vom atrage în viața noastră acei parteneri, acele partenere care să ne întărească convingerile noastre cele mai intime. Pentru mine, această uniune dintre bărbați și femeie rămâne scena celor mai frumoase lecții. De ce? Pentru că în momentul acela, practic, nu mai poți să ascunzi cine ești tu cu adevărat. În acele momente, practic, te dezvelești de toate rolurile tale, de toate măștile și lași să se vadă acea ființă de lumină care ești. Și poate că începând de azi, fiecare dintre noi vom avea bucuria de a privi cu alți ochi și a trăi altfel aceste întâlniri cu iubitul sau cu iubita, iubitul nostru sau cu iubita noastră. Cred că dacă ne vom gândi în fiecare moment că atunci ne întâlnim cu Dumnezeu, ne vom pregăti mai mult din punct de vedere sufletește și nu vom mai pune atâta accent, vai, cum îmi stă părul, vai, mi-am dat bine cu fard, mi-am pus rujul potrivit, fusta potrivită. Și ne vom pregăti mai mult în interior. Vom fi mai atenți ce avem de oferit, nu de dat, de oferit
persoanei, partenerului, partenerei noastre, persoanei cu care am ales să trăim această frumoasă experiență. Insist în continuare pe faptul că este foarte important ca cei doi să aibă un program pe care să-l respecte, în sensul de a-și educa această energie și a nu o lăsa să se adune în cantități foarte mari, pentru că de acolo încep de fapt problemele. Și toată lumea spune, da măi, dar e frumoasă teoria, dar este foarte greu să treci la ceva practic, pentru că când nu mai poți, vrei neapărat să te întâlnești cu iubitul sau cu iubita. Și în continuare vă spun că există metode clare prin care noi putem pune această energie într-un circuit foarte clar. V-am spus de cele două cărți și această energie ne poate ajuta în într-o mai bună focalizare, într-o viață mai bună, pentru că o putem transmuta. E greu până îi prindeți până prindeți exercițiu, după aceea totul vine de la sine. Desigur că pe maestrul face exercițiu, același lucru spun și eu. Exersați și o să vedeți că după aceea totul o să vină de la sine. Ba mai mult, există exerciții care se pot face și când stai de vorbă cu cineva și care te ajută pur și simplu să ridici această energie pe nivelele superioare ale ființei. Sper că informațiile pe care le-ați primit astăzi să vă ajute în viața de zi cu zi. Vă doresc să experimentați relații autentice, să reușiți să duceți relația voastră pe acel nivel în care doar iubirea este legea supremă și să simțiți acea uniune cu întreaga creație și cu Creatorul. Iubiți, fiți curajoși și amintiți-vă că numai împreună suntem puternici.